Yoga, o practică îmbrățișată de mulți europeni, agită spiritele. Biserica Ortodoxă Română afirmă că yoga îl exclude pe Dumnezeu. Totul a pornit din Grecia, țară unde oamenii au cerut ca yoga să fie acceptată după perioada de izolare. Înalții prelați au reacționat însă vehement și au transmis că este absolut incompatibilă cu credința ortodoxă. Adepții vorbesc însă despre armonie între suflet, trup și minte. O combinație între meditație, exerciții fizice, de respirație și concentrare, yoga are tot mai mulți adepți care își găsesc astfel liniștea ori își păstrează o postură armonioasă a corpului. Iar în ultimele luni de izolare, numărul lor a crescut. Oamenilor le-a fost mult mai ușor să treacă granițele, nu doar cele mentale, ci și cele fizice. Toate aceste lucruri cred că au fost esențiale în perioada care tocmai a trecut, în perioada pandemiei și a izolării, când fiecare dintre noi, după momentele pe care le-a avut cu sine, a simțit nevoia să se exteriorizeze, să practice un lucru ușor, comun, alături de semeni. Asta am făcut prin yoga. Am păstrat corpul fizic sănătos, echilibrat, am păstrat mintea calmă. Și totuși în Grecia, reprezentanții sinodului au intervenit după ce oamenii au cerut ca yoga să fie permisă ca o măsură de relaxare. Printr-un comunicat, biserica a anunțat că yoga este absolut incompatibilă cu credința ortodoxă și nu are loc în viața creștinilor. Reacția a fost întărită și de la București. Yoga nu are absolut nicio legătură cu spațiul și spiritualitatea revelației iudeo-creștine. Yoga face parte dintr-un sistem religios care nu îl include pe Dumnezeu ca persoană, astfel încât această practică și creștinismul sunt total opuse, spun reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române în acest comunicat oficial. În continuarea reacției se arată faptul că yoga îl exclude pe Dumnezeu ca persoană în relație cu care ne mântuim, propunând tehnici de eliberare, având ca finalitate ruperea sinelui de lume și dizolvarea lui, astfel încât yoga și spiritualitatea creștină, spun reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române, sunt perfect incompatibile. Pasionați, profesori, ori specialiști ai filozofiei yoghine vorbesc despre yoga ca despre o promovare a stării de bine. Yoga nu este o religie, iar practicarea acesteia nu ne face nici hinduși și nici mai puțin creștini. Chiar dacă este o filozofie veche de mii de ani, ceea ce am preluat noi și ceea ce se vinde la nivel de masă este o practică a posturilor. Este o practică a stării de bine mental, a conexiunii minte-corp-suflet. Nu există ideea asta de incompatibilitate, că de fapt ea susține o practică spirituală. Poți să fie creștină, ortodoxă, catolică, mai sunt tehnici de respirație care sunt practicate chiar pe muntele Atos și în Rusia de către ortodoxi, care sunt foarte similare cu tehnicile din yoga. La noi în țară, cursurile de yoga sunt permise în aer liber. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.